Mulțumesc pentru acest moment. Din fericire, aceste momente seamănă, sau din fericire, seamănă cu cele pe care le vedeți la televizor, la diverse gale faimoase, în care toți suntem obligați să mulțumim. Deci încep cu mulțumirile. Vă mulțumesc, domnule FIFA. Mulțumesc juriului, vă mulțumesc, domnule academician. Mulțumesc, Horia, pentru sprijinul tău. Evident, trebuie să mulțumim familiei și cea prezentă și cea absentă, fiindcă toți avem o parte din familie care nu merge pe noi. Mulțumesc domnului academician Buzona, care mi-a acordat încrederea și care într-o seară de 11:30 noapte mi-a dat telefon să-mi spună că această carte e bună, în momentul care a fost uluitor pentru mine, sincer să fiu rupt de acolo a citit, dar a citit-o și chiar mi-a zis că e o carte care contează și în acel moment am început să am un pic de încredere. Și fiindcă tot mulțumim, mai trebuie să mulțumesc cuiva. Trebuie să mulțumesc spațiului public în care trăim, cărțile mele sunt cărți politice, inspirate din ceea ce se întâmplă și har Domnului, trăim într-o lume care ne dă foarte, foarte multe subiecte. Există o celebră zicală chinezească, de fapt este un blestem chinezesc, să trăiești timpul interesant. Putem spune că noi, ca generație și noi ca persoane și noi ca țară, trăim timpul, scuzați-mă, al frapii de interesante. Și din acest punct de vedere, cred că pe lângă partea anormală a lor, există și un mic avantaj. Cred că a venit timpul poveștilor epocii noastre. Și cred că a venit timpul poveștilor Estului, povești cu care să mergem spre vest. Fiindcă dacă avem ceva de spus în lumea aceasta, nu sunt numai lucrurile mai puțin onorante care apar despre noi pe ecrane sau în alte părți, ci sunt și poveștile și experiențele noastre, care sunt nu numai unice, dar sunt și pline de semnificație. Eu cred că cu literatura noastră, dacă vom putea surprinde epoca în care trăim, noi cei din România, noi cei din Est, avem un cuvânt de spus în marea lume a literaturii. Și de aceea mă bucur că există acest premiu, fiindcă este un mic pas pe un proiect în care eu cred cu foarte multă intensitate. Acela că putem ieși din găoacea noastră, oarecum provincială, și putem să arătăm lucrurile și adevărurile prin care am trecut noi, și acest lucru se pot converti în artă și această artă ne poate defini. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă doresc să vă zic foarte mult. Bogdan Tudorescu a vorbit foarte convingător despre experiențele filduitoare ale Estului.